Numele meu este Samuel Bârc, sunt din Sibiu, prin Harul Dumnezeu slujesc ca păstor în Biserica Creștină Baptistă din Gura Râului, comunitatea de Sibiu, și în același timp slujesc ca și conferențiar la Institutul Teologic Baptist din București. Sunt recunoscător Domnului pentru oportunitatea pe care o am să fiu în locul acesta, de data aceasta împreună cu soția mea, Cristina. Amândoi suntem pentru a doua oară în aceste locuri. Am venit cu speranțe deosebite să revedem locuri care nu pot fi uitate niciodată, dar în același timp să vedem locuri pe care nu le-am văzut niciodată. Cred că cuvintele sunt insuficiente pentru a exprima bucuria și mulțumirea la adresa lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am văzut și pentru tot ceea ce am învățat în acest timp. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în tot acest timp ne-a făcut parte de însoțirea Lui, chiar dacă uneori există o anumită tensiune datorită știrilor care sunt prezentate în mass media. Pot să spun că în tot timpul acesta cât am fost în Țara Sfântă, am simțit protecția lui Dumnezeu și asta cu atât mai mult cu cât încă de la venire și în fiecare zi ne-am încredințat pe brațele Domnului și putem să spunem până aici Dumnezeu ne-a ajutat și ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu noi și în continuare. Folosesc această ocazie pentru a avea un cuvânt de apreciere și pentru frații noștri de la Oxenția care ne-au făcut această oportunitate, ne-au facilitat venirea în Țara Sfântă. Deși nu i-am cunoscut până în prezent, de când ne-am întâlnit, pot să spun că am simțit o pasiune deosebită în inima lor pentru lucrarea Domnului, pentru această Țară Sfântă și am văzut o deschidere, o disponibilitate extraordinară pentru a ne sluji fiecare dintre noi. A fost un timp extraordinar pe care l-am petrecut împreună și folosesc această ocazie pentru a recomanda din toată inima prietenilor mei, fraților din țară, să folosească oportunitatea pentru a veni în aceste locuri cu totul deosebite. Pentru mine, timpul pe care l-am petrecut în locul acesta a fost unul deosebit, întrucât a întipărit mai mult în mintea și în inima mea locuri, evenimente și oameni care au avut un impact cu totul deosebit în decursul istoriei și care au marcat într-un mod deosebit cursul istoriei. Mă rog Domnului, atât în ceea ce mă privește, cât și pentru frații mei, pentru cei care am fost în grupul acesta și pentru cei care vor mai veni, să ne ajute Domnul să călcăm pe urmele pașilor Lui, să ne apropiem mai mult de El, știind că nu mai este mult până când Domnul va reveni. Pentru câteva zile noi am călcat pe urmele Mântuitorului, am vizitat locuri deosebite, dar speranța noastră este că într-o zi vom intra într-un loc cu totul deosebit, unde nu doar pentru o săptămână, ci pentru veșnicie vom fi împreună cu Domnul și împreună cu toți cei dragi. Frate Bâlc, doriți să transmiteți un mesaj de aici, din Israel, pentru frații din România și fraților din Israel la fel. Cu tot dragul vreau să transmit un salut pe care Apostolul Pavel îl transmitea celor din Roma, în capitolul 15, versetul 13, unde spunea Dumnezeul nădejdii să vă umple inima de pacea și bucuria care vine de sus și toată această pace care vine de sus să întărească credința fiecăruia dintre noi, pentru ca atunci când Domnul va veni să ne găsească pregătiți pentru întâlnirea cu El. Doresc celor din Israel și doresc celor din țară ca această bucurie și pace pe care o dă Domnul să le umple inimile și să ne întărească pe toți dintre noi în nădejdea care nu înșală. O nădejde vie, o nădejde în Cel care este viu și este Domnul și Mântuitorul nostru. Amin.